Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou clip pe acest canal. Ei bine, de data aceasta suntem în The Crew 2, avem o motocicletă și o controlăm din volan. Am fost curios, am văzut niște clipulețe în afară și am vrut să văd eu singur care este treaba cu chestia asta. Vreau să zic că e șmecher, e o experiență, aș putea spune, unică oarecum. Bine, e ceva așa mai nu chiar wow. O să încercăm să mergem extrem de roleplay. Știu că de obicei când zic chestia asta, peste 2 minute sfârșesc cu vreo 350 la oră pe un câmp ceva. Dar ei bine, de data asta sunt foarte hotărât și așa vom face. Ce avem noi aici este un Suzuki GSX-R de 1000 din 2018. Capacitatea motorului este de 1000 și dezvoltă undeva la 240 de cai, având o viteză de 308-310, ceva de genul. Ce vedeți voi acolo în bord sunt mile pe oră, 30-32 acolo ce vedeți sunt mile, iar în stânga puteți vedea kilometri, avem 50 la oră fix acum. Mă joc de pe volan și cele 3 pedale, bine, ambreiajul nu face nimic pentru că este dat pe secvențial, care îmi ia padelele astea de aici. Am pus un traseu să mergem prin munți, deși nu știu sigur dacă vom ajunge prin munți, dar o să o luăm noi pe aici. Și vreau să motocicleta fuge, adică la 240 de cai fuge de rupe motocicleta. Sper că vă place cum se vede, am mai făcut mici modificări pe acolo, se vede puțin mai bine, nu mai are atâta lumină adăugată, să zic, ceva de genul pe volan și se vede destul de ok. Dacă vă plac tipul ăsta de clipuri cu volanelul, lăsați acolo un comentariu și un like în care să ziceți chestii. Habar n-am, că vă place, ca să știu. Opa, s-ar putea episodul ăsta să nu fie plin de mine, adică să vorbesc non-stop, pentru că o să vreau să fiu puțin atent și la cum mă joc. Oare am loc să mă bag pe lângă ăsta, bam, bam? Adică, în realitate, aș face-o, nu? De asta zic. Bine, n-aș face-o, că ăsta o tot ține cu viteză, văd. 80, 90, 80. Și mai merge și urâșeau. Ok, hai că scăpăm acum de el. Nu mi-a mers frâna, nu mă întrebați, habar n-am. N-a frânat, efectiv, eu am apăsat. Bine, ce-i drept, am și frâna puțin mai rigidă. Extrem de rigidă pe tipul ăsta de volan. Nu știu dacă sunt singurul care am problema asta. Și nu știu ce volan am. Ceva de la Logitech. Pentru PS, habar n-am. Ideea este că am frâna, bă, extrem de rigidă și noi nu-ți dai seama dacă o apeși. Și scârție. Când dau stânga. Da, când dau stânga scârție. Bun, vreau să plec și eu din zona asta ca să am stradă să-i dau. Păi și ajung tot pe unde am luat-o. Nu, trebuie să ne întoarcem noi pe aici. Facem o nefăcută. Am cum să mă uit în spate? Nu, asta e mapa. Cum fac să mă uit în spate? Ăsta e claxonul. Habar n-am. Îmi e să nu fac o nefăcută și să-mi sară unul. Așa, în fine, nu ne-a văzut nimeni. Haide să-i dăm pe șosea, că parcă prea încet a mers. E greu, adică vreau să zic, bine, nu e chiar greu, doar că trebuie să fii atent. La mașină sunt obișnuit de obicei, uite, când dau așa puțin stânga și intru pe un viraj frumos și cu accelerație, mașina tinde să înceapă ori drift, ori să, orice, știi? Și sunt obișnuit să dau puțin invers, să dau contra de volan. Și încă am obiceiul ăsta, dar la motocicletă nu se întâmplă asta. Și eu dau contra și ajung în parapeți, în mai știu eu ce alte chestii. Avem un stop aici, dar nu mă pot asigura, așa că na. Nu știu cum să mișc camera de pe volan. Hai cu tata, vine și o țin ca... Așa, în a doua. Eu de obicei, în realitate, cu motocic... A oprit exact acolo. Mă așteptam să nu oprească deloc. Eu de obicei când merg cu motocicleta, merg în treaptă mare, de exemplu, uite, dacă am 50 merg cu a treia și la turații mici ca să nu fac zgomot. Nu îmi place să fac zgomot deloc. Cred că tipul ăla vrea să se bage pe banda asta? Nu știu, ia hai să vedem. Ce ne așteaptă pe noi aici? Intrăm într-unul sau nu?
ce? Oh, de ce nu face? Aici am două butoane. Unul mă ridică pe o roată, după cum puteți observa, și unul te lasă oarecum în fază. Stați așa ca să vedeți exact despre ce vorbesc. Uite, butonul ăsta dă să se ridice și ăsta dă să așa. Și cred că l-am apăsat eu puțin pe parte și i-a dat să vireze. Că altfel nu prea îmi explic de ce s-a întâmplat aia. Hai să continuăm. Am plecat cu a cincea de pe loc. Vreau să zic că e ceva. Și la motocicletă este cam un felul următor. Pe partea dreaptă, ce vedeți voi acolo, maneta aia dreaptă, sunt frânele. Efectiv, partea dreaptă sunt frânele. Frână față o avem aici la mână unde ține el, unde vedeți partea dreaptă. Și în partea stângă este ce ține de cutia de viteze. Sus la mână avem ambreiajul, iar la picior, unde ați mai văzut voi că schimbă acolo, este schimbătorul. Și pentru cei care întreabă, te obișnuiești, e ușor, dar ca șofer de mașină sau ca persoană care n-a condus nimic niciodată, e puțin mai complicat. Dar te obișnuiești, așa eram și la început și ziceam, bă, cum poți să semnalizezi și să schimbi și să faci alea? De exemplu, într-un giratoriu, ceva, trebuie să și schimbi, să încetinezi, bine, deja vii încetinit oarecum. Sau, depinde, cazuri și cazuri. Dar ideea era că mi se părea greu tare la școala de șoferi. Și acum le faci, adică te obișnuiești extrem de repede. Hai să vedem cât îi trage. Suntem cu a treia. 200. Nu știu cât am avut, că nu mă uitam în vitezometru, mă uitam în față. Dar mă voi uita după. Nu cred că ar mai trebui să-i trag așa sport pe aici. Uuuu, da, e un semn. E un semn ăsta să mergem frumos. Ce frumos putem să mergem noi pe autostradă. Uuu, ce le-am luat pe alea, am zis că nu le ating. O las în a patra, că dacă îi dau a cincea, îi trag și de a cincea. Da, așa, băi, aiurea tare mapa asta, am zis că el se duce în dreapta viraj, nu m-am uitat pe hartă, pe map să văd. Oleu. Vreau să zic că fuge. Și mai am un H2, care ăla fuge și mai tare decât asta. Și o să facem un episod cu volanul, probabil și cu ea. Mamă, cât se lasă frumos. O luăm așa, bam. Da, mă, e mișto tare cu volanul, mult mai mișto decât din tastatură. Adică măcar poți să controlezi tu exact cât să se ducă, cât să nu pe viraj, știi? Asta e frumos. Bine, e aiurea, nu înțeleg de ce nu scoate nimeni niște coarne. Adică cam același sistem de la volan, dacă te gândești, doar că ieși și pui niște coarne și faci așa. Adică mi se pare destul de simplu. Sau mai faci cu un senzor să poți să le lași așa, la viteză. Nu știu cât de greu ar fi să faci, dar sigur aș plăti, cred că și până la 300-400 de euro pentru o chestie de gen. Doar să te joci, mi s-ar părea genial. Nu știu, lăsați în comentarii ce părere aveți de chestia asta. Și în caz de există, lăsați-mi un link, pentru că nu am idee. Și nici nu prea știu cum să caut. Handlebars for PC, ceva de genul ar fi. Habar n-am căutat niciodată, pentru că nu prea am văzut, dar... Mamă, stau după ăștia aici, ne mă apucă paștele. Haide. Haide, tati. Ies după curba asta. Sau cred că mă bag așa. Adios, muchachos. Mi se pare super, super real la faza asta cu volanul. Adică poți să-ți controlezi motocicleta, băi, cum vrei. Cum vrei tu. E genial. O, cine e ăsta? E speed de ăla. Unde ești, mă? Bine, vina mea că vin cu 200. Dar se iartă. E un joc. În realitate mi-e foarte frică de intersecții, vreau să zic că numai. Când văd intersecții și știu că e circulată sau o intersecție pe care nu o știu, nu o cunosc în zone, habar n-am, mă plimb undeva unde nu am mai fost.
Încet, tati, melc sunt. O luăm pe aici așa. Deci sunt melc pe la intersecții. Mamă, deci cât de mult îmi place, nu cred. Sunt atent aici, a? Mi se pare super tare. S-a blocat jocul. E că era să-i dau downer-ul aia, cred că îmi dădea penalitate jocul. Știu că mai în sus undeva vin niște tunele, deci ne vom bucura de puțin sunet. Da, dacă stau în spatele ăsta nu o să ne mai bucurăm de nimic. Wow, 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 bine că n-aveam mașină în față, că mă făceam ciment. Mă făceam ciment. Dacă intra unul ăla. Oh, începe ploaie, ce începe? Ia să vedem noi cum se aude asta. Da, aparent nu poți. Mamă, cum se aude, zici că tragi cu armă. Pocul ăla, mi se pare genial. Oare poți să pleci încet? Adică ați văzut că sare direct în 8000, ceva de genul? Da, n-ai cum. Adică am apăsat, mai încet de atâta nu pot. Opa, nu. Oh, a început să ningă! La asta nu mă așteptam. Cred că ne trebuie o motocicletă de teren. Dar afectează cu ceva ninsoarea? Că văd că tot am gripul ca lumea. Ba nu, nu. Wow. Nu ai, e greu. Se duce așa în lung motocicleta, nu-ți mai stă ca lumea. Dar tot poți să-i dai. Chiar poți să-i dai lejer. Bam. Și frânează. Ia, pe tunel nu mai avem zăpadă, mi se pare. Gata, aia ar fi caput. Atâta mi-a fost după ce am intrat în gardul ăla. Bun, cam ăsta ar fi clipulețul. Am încercat să văd cât pot să stau fără să mă bușești și să-i dau viteza. E bine, n-a durat prea mult, cred că 5 secunde. Barnam. Dar, hei, a fost ceva bun. Vă las aici cu episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like acolo. Nu uitați programul de postat. Din păcate nu pot să vi-l arăt, că habar n-am, nu l-am pe chestia asta aici. Și noi ne vedem data viitoare. Baftă! Pa, pam!